Sala Cinema City din Drobeta Turnu Severin a găzduit seara trecută proiecția documentarului Apa și Talpa. Evenimentul a avut o semnificație aparte, în special pentru locuitorii județului Mehedinți, întrucât o parte din impresionantul traseu Via Transilvanica, subiectul principal al documentarului, străbate această regiune, punând în valoare frumusețea și potențialul turistic al acestor locuri. La eveniment au participat numeroase oficialități și personalități locale, printre care și ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, parlamentarii Liviu Mazilu și Alin Chirilă, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, managerul Centrului Cultural Nichita Stănescu, Tania Lăin, consilierii județeni Andrada Turbat, Nicolae Drăghia și Claudiu Cernușe, inspectorul școlar general Alin Tomoescu, precum și candidații la alegerile parlamentare Oana Buzatu și Alisa Alstani. Implicarea acestora a subliniat importanța pe care proiectul o are pentru comunitate și susținerea pe care o primește din partea autorităților locale și județene. Apă și Talpă reușește să surprindă într-o manieră sensibilă și profundă nu doar peisajele deosebite care definesc Via Transilvanica, ci și provocările întâlnite pe parcursul acelor 1400 de kilometri de traseu, de la Putna în Bucovina până la podul lui Traian, de pe Dunăre, construit de Apolodor din Damasc. Acest traseu de drumeție și pelerinaj traversează regiuni istorice și culturale ale României, oferind călătorilor o experiență unică de explorare a patrimoniului natural și cultural al țării. Proiecția documentarului Apă și Talpă la Drobeta Turnu Severin a fost mai mult decât un simplu eveniment cinematografic. A reprezentat o celebrare a muncii și pasiunii celor implicați în acest proiect, dar și un omagiu adus naturii și patrimoniului cultural românesc. Publicul a avut ocazia să exploreze prin imagini și povești captivante o România autentică, plină de farmec și de diversitate, iar aplauzele de la final au dat dovadă de recunoștință și admirație față de echipa Tășuleasa Social și de viziunea lui Alin Ușeriu. În concluzie, Apă și Talpă este mai mult decât un film documentar. Este o mărturie vie a potențialului turistic, cultural și economic al României și o invitație adresată fiecăruia dintre noi de a redescoperi și de a proteja aceste comori naturale și istorice, ce definesc identitatea națională.